M-am născut în Cluj, unde am locuit 10 ani, apoi am plecat în Botoșani, în primăverii. Aici mi-am făcut primul tatuaj. A fost ziua în care am descoperit pasiunea pentru această artă și dorința de a deveni tattoo artist. Am decis să urmez visul și primul pas a fost să cumpăr o mașină de tatuat artizanală. Aveam 17 ani. Am început să-mi tatuez prietenii pe gratis, apoi străini pe un preț nesemnificativ. De multe ori mi se cerea să fac tatuaje peste nivelul meu. Îmi aduc și acum aminte cum transpiram de stres și de teamă să nu greșesc. Dar știam că astfel voi evolua. Soarta m-a condus în Spania, unde am lucrat în livezile de măslin, apoi pe șantier. Dar eram nefericit. Doream să-mi urmez visul, să fac ceea ce îmi plăcea. Am început să-mi fac reclamă, să pun afișe în stațiile de metrou, pe zidurile orașului, să împart cărți de vizită pe străzi, până când într-o zi telefonul a început să sune. Era motivația de care aveam nevoie pentru a lăsa tot și a mă dedica visului meu. Am făcut multe greșeli, dar am învățat din fiecare. Am participat la concursuri pentru a fi în competiție cu cei mai cunoscuți artiști. Dorința mea să fiu în topul celor mai buni nu este atinsă. Lupta continuă.